de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! O nouă zi, o nouă emisiune, cafeaua de dimineață. Nici nu mai știu despre ce să vorbim, vă spun cinstit. Pentru că atât de multe subiecte ar fi astăzi, încât dacă stai să iei fiecare subiect în parte, ajungi cu emisiunea la ora 6 seara. Dacă iei cel mai important subiect, poți să ajungi până pe la ora 12 seara, că despre ce se întâmplă acum în legătură cu starea de alertă, prelungirea sau nu a acestei situații. Vorbește toată lumea spune da, zice noi știm că avem, nu chiar toată lumea, știm că avem virusul comunitar, dar nu trebuie să prelungim starea pentru că, și fiecare vine cu argumentele sale. Pe de altă parte, guvernul spune că trebuie prelungită starea deoarece nu avem o scădere semnificativă a cazurilor de infectare. Despre aceste lucruri aș vrea să vorbesc astăzi împreună cu domnul dr. Liviu Harbuz. Mă bucur că este alături de noi în emisiune. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! După cum se vede, dumneavoastră sunteți în roz, eu sunt cu flacăra violet. Fiecare cu viața lui. Ne protejăm fiecare cum putem. Viața în violet și la via în roz. La via în roz. Domnul doctor, ce se întâmplă în țara asta? Că eu nu mai înțeleg nimic. Foarte simplu. Se întâmplă ce am vrut noi, ce am votat noi, ce n-am votat noi. Suntem acum undeva la limita între ceea ce înseamnă COVID-ul politic, COVID-ul medical. Asta vreau să aud. Deci ne aflăm în epoca COVID-ului multiplicat din domeniul sanitar, în administrație, în politică. Un COVID multifuncțional. Un COVID, COVID multifuncțional. Foarte frumos. Haideți să vorbim despre COVID-ul multifuncțional. Vă rog să schimbați banda de jos, să scrieți acolo. Despre COVID-ul multifuncțional astăzi. Când aveți timp. Așa. Acum lăsând gluma la o parte. Că dar nu e nicio glumă. Facem haz de necaz. Facem haz de necaz. Ce părere aveți despre ce se întâmplă jocul ăsta care se face în Parlament în acest moment? Jocurile de fapt se fac în mai multe părți. Cred că, ca de obicei, asistăm fie la umblat, fie la o coincidență a intereselor formațiunilor politice mari. Și mari. Aici mă refer la mari. PNL și la PSD. Așa. Pentru că, uitați-vă puțin, avem un PSD în opoziție care strigă în fiecare zi nu e bine, jos guvernul, dar un PSD care pune trei condiții, după părerea mea, minore pentru a vota. Pentru a vota și pentru a prelungi starea de alertă în care suntem, pentru că până la urmă aici e reperul. Există interesul pentru a prelungi starea de alertă sau nu există. Ei, și aici intervine, desigur, și motivația, argumentația. E nevoie de o prelungire din punct de vedere medical, este justificată. În acest caz, da, pot să înțeleg și cred că cu toții putem înțelege. Dar lucrurile se bat cap în cap. Uitați-vă puțin ce se întâmplă, mă uitam ieri la București. S-a început testarea. Și imediat, după o zi, a venit DSP-ul și a început scandalul politic între PSD și PNL. Că de ce? De ce să face testarea? Că nu e bună, că nu sunt bune testele, că nu e soare destul pe cer, că n-au sânge destul pacienții. Adică totul ține 24 de ore. După 24 de ore avem iarăși o schimbare de situație. Din păcate, în perioada asta, agenții economici mor. Deci micile firme, mai ales atunci când vorbim de Horeca, oamenii au așteptat ca odată cu 15 iunie să-și deschidă restaurantele, să relanseze turismul. Iată că se prelungește starea de alertă, ceea ce înseamnă că
Dacă oamenii stau la terase acolo unde sunt terase și vine ploaia, ei nu pot intra în restaurant, trebuie să plece acasă. Și dacă plouă de trei ori pe zi, cum a plouat în Piatra Neamț în ultimele zile, te-ai așezat pe terasă, ai plecat de pe terasă. Desigur, asta în cazul în care terasa nu e acoperită. În condițiile în care ministrul sportului a spus că anumite sporturi sunt interzise. Absolut. Era să zic eu la ce sporturi se referea, mai ales în postura în care a fost prins de propriul telefon ultima dată. Da, avea totuși niște boxeri sau chiloți oricum eleganți. Absolut. Da. Nici nu mă îndoiam. Da, valoarea lui. Doar că aveau puțin roșu, ceea ce nu cadrează, trebuia să fie galben complet. Pentru nu se poate așa... galben. Să putea galben. No. Pentru că ei toți poartă batistuțe galbene, zic. Și ziceam că facem o emisiune serioasă astăzi. Da, e foarte serioasă. Mă gândeam, în Olanda, de exemplu, s-a luat decizia și, de fapt, a fost o decizie a administrației publice locale în Rotterdam. Ca toți cei care au restaurante, dar nu au terase, să-și transforme parcările, dacă au parcări, în terase. Tocmai pentru a stimula antreprenorii din zona de Horeca. Acolo au interes să-i stimuleze, domnul doctor. Așa este. Acolo au interes. Dar... La noi nu sunt interese. Nu, la noi, dacă ai terasă, vin 10 controle pe zi și îți închid terasa. Dacă faci home delivery și dacă restaurantele, ca să supraviețuiască, să mai plătească măcar un angajat, au fost amendate pentru că nu aveau un codul CAEN această activitate. Adică vorbim în fiecare zi de relansarea economică, de sprijinirea economiei, de sprijinirea IMM-urilor. Dar uitați-vă că nu se sprijinite decât, de exemplu, astăzi, cu 6 miliarde de lei, 3 mari companii de reasigurări. Avem nevoie de asigurări în perioada. Reasigurări, pentru că agenții comerciali sunt asigurați, iar o companie de reasigurări, de fapt, asigură asiguratorii IMM-urilor. Adică undeva asigurarea asigurării... Și le-ai dat banul ăia pentru ce? Mai trebuie să vă spun ce înseamnă acest business, businessul de asigurări. Spuneți-mi. Păi nu, ce să vă mai spun? Știe toată lumea ce înseamnă asigurare, pentru că și acolo sunt jocuri, e monopol. O companie are 70% din piață și restul de 100% au elalți 30%. Adică jocurile, până la urmă, se întâmplă între companii de asigurări, între bănci, oamenii sunt la mijloc. Dar până la urmă trebuie sprijiniți ca să faci jocurile astea. Ai nevoie totuși de un sprijin absolut guvernamental. Și, și sprijinul vine. Prelungirea stării de alertă. Pentru că vorbeam, ok, putem avea motive medicale sau putem avea motive politice. Când mă refer la motive politice și economice, de asta vreau să zic că politicul fără economic nu există, are nevoie de economic. La noi în România se spune așa, economicul fără politic nu există, pentru că nu poate să funcționeze nimic în economie dacă nu se achită taxa. Noi în școală am învățat despre economie politică și despre politici economice, dar n-am învățat despre economia politicienilor, din fericire. Gândiți-vă în perioada asta câte licitații să fac, câte achiziții, pentru că ne uităm și la Piatra Neamț. Am avut câteva explozii de personalitate a unor foști manageri la spital care ne-au explicat cu subiect și predicat despre ce se întâmplă, cum să fac achizițiile, cum s-au făcut achizițiile și ce s-a întâmplat în spital. Au fost așa cu voci foarte ridicate, ulterior s-a diminuat tonul. Și am ajuns la șoaptă pe la colțuri, pentru că așa se întâmplă mereu. Totul se finalizează cu niște șoapte pe la colțuri și nimic concret. Era o vorbă, dar nu mai știu, era cu șapte reci sau șapte... Șapte reci, șapte, da. Era vorba cuiva răposatului tărâț. Da, șapte reci. Șapte reci. Uite că, apropo de ce vorbeam noi, și că avem o politică virusată pentru că nu s-a descoperit vaccinul în acest 30 de ani, spune Gianina Macovei. Ovidiu Gorea, nu se va descoperi, dar putem să-i trantăm în ambulatoriu.
Da, mai ales pe cei pe politicieni care suferă de inteligență asimptomatică. Măcar într-un măcar într-un ambulatoriu din ăsta special, oare cum ar fi să folosim spitalul acela mobil pentru tratament în ambulatoriu pentru politicieni? Eu mă gândeam că spitalul ăla, dacă am băgat, cum spuneți dumneavoastră, politicienii și am dat drumul pe roți, în sfârșit ar fi o politică mobilă. O politică mobilă adaptată necesităților. Bine, dar ar trebui să punem pe roți și să ne punem șofer. Acum trăim în secolul 21, este un secol al tehnologiei, totul se poate manevra printr-un remote, printr-un telecomandă, adică de ce mai avem nevoie? Și instituțiile se conduc fără șefi. Avem instituții în neamț, chiar de frunte, care șeful n-a venit de vreo 2-3 săptămâni, dar instituția merge, achizițiile merg, adică nu e nicio problemă. Nu știu la ce instituție vă referiți. Una de nivel județean, de cel mai înalt nivel județean, ca să zic așa. Fiecare, și nu mă refeream la spital. Fiecare are libertatea de a analiza și de a decide. Pentru că, până la urmă, noi decidem, oamenii decid. Dacă vor ști să decidă în interesul lor, bine. Dacă vor decide tot în interesul unor politicieni care să fac că lucrează în administrație, iarăși bine. Gândiți-vă că avem o scădere economică de aproape 8,2%. Lucrurile nu merg foarte bine. Aici, în emisiunea la dumneavoastră, aduceți-vă aminte că vorbeam despre mișcări sociale, potențiale. Asta acum vreo lună și jumătate. Că nu începuse nimic, da. Nici în Statele Unite, nici în Franța, nici în Germania. Și uite ce e acum. Și acum au început. Vorbeam în aceeași emisiune de anarhie. A început anarhia în Statele Unite și nu s-a terminat, din păcate. Deci situația este foarte încordată la nivel mondial, dar noi avem aceleași preocupări minore, meschine, să mai prelungim puțin starea ca să mai putem intimida populația care din nou să stea în casă. A, să nu vă închipuiți că sunt împotriva măsurilor de prevenție. Știu sigur că nu sunteți. M-ați văzut că am venit cu masca, am dezinfectantul la mine, păstrez distanța socială, pentru că aceste reguli ne vor proteja pe noi. Iar dacă nu vom înțelege să respectăm aceste reguli și vom fi responsabili, ne riscăm noi, în primul rând, viața. Dar în același timp, eu insist cu repornirea economiei. Dacă nu repornim economia, care și așa este cum este, mereu mă gândesc că ce să repornim dacă există economia, ca să o putem reporni. Dar revin și mereu uit la industria Horeca. Ați pornit cu acea idee, care mie mi se pare foarte interesantă. Hai, domnule, să transformăm unde se poate parcările în terase. Da, aici vreau să revin. Mă uitam și în Piatra Neamț. Asta este o decizie care ține de administrația locală, de primărie. De ce nu iese primăria, domnul primar Recte, să spună, domnule, de mâine, toți cei care aveți o parcare sau sunt, am văzut, cafenele la parterul unor blocuri, care sunt cafenele autorizate, nu sunt improvizate, nu are voie să pună două mese și două scaune în față. Oamenii sunt ghesui într-o cafenea foarte mică, care putea fi autorizată în condițiile de pace, dar nu poate fi autorizată în condițiile de război, în condițiile de pandemie. Sprijină investitorii, antreprenorii locali, ajută-i puțin. Pentru că e foarte simplu mereu să spui aia n-ai voie, aia n-ai voie, aia n-ai voie, să dai amenzi. Gândiți-vă că acuș vine sfârșitul de lună, oamenii și-au amânat impozitele, taxele la stat din luna martie și vor fi nevoiți să le plătească acum în jurul datei de 22 iunie. Ce vor face? Din ce să plătească? Gândiți-vă cât a durat implementarea legislației privind șomajul tehnic și din ce am vorbit eu cu antreprenorii, nu s-a finalizat nici acum. Cum sprijinim antreprenorii și economia? Avem până la urmă o guvernare liberală. În condițiile astea ar trebui ca primii care să fie sprijiniți să fie antreprenorii. A, că ei sunt prin programul, celebrul program al IMM-urilor, trimiși la bănci să obțină
un sprijin financiar bancabil. 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 Da, bancabil deci, sună. Deci sprijin financiar, dar bancabil obligatoriu. Bancabil obligatoriu. Adică ne reîntoarcem la bănci, asigurări, absolut, etc. Absolut. Deci astea sunt condițiile în care ei obțin un sprijin economic. Eu consider că un sprijin economic ar fi, de exemplu, hai să scădem impozitul pe salariu. Ăsta era primul lucru deci, care trebuia dacă făcut. Dacă ar fi făcut asta, gândiți-vă cât ar fi salvat din economie. Avem cel mai mare impozit pe salariu din întreaga Europa. Nu. Timp în care, în schimb, ne împrumutăm cu 4,8, cu 5,4 dobândă împrumuturi externe. Mai mic decât, noi, mai mică decât PSD-ul, care avea 4,7. Știți ce se întâmplă? Și PSD-ul și PNL-ul sunt trase la Indigo. Uitați-vă la ei. Aceleași greșeli. Culoarea Indigo-ului e alta. Deci se pune la Indigo și pune, schimb de preferință la culoare. Gândiți-vă că până la urmă fac fix aceleași greșeli. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu toată demența asta de a-ți pune clientela politică pe funcții. S-au luat decizii, cum a fost la AJOFM în toată țara, să fie schimbați, după care s-a câștigat în contencios, au revenit directorii. Acum plătim doi directori. Pentru că în conformitate cu legea și cel care a fost pus și cel care s-a întors în urma procesului de la contencios, au aceleași drepturi. Au aceleași drepturi, cum? Aceleași decizii s-au luat și pe alte de concentrate. Nu, să nu uităm situația penibilă care s-a derulat la spital. Spitalul e a meu, ba a tău, cine pune manager, ba eu, ba tu, ba eu, ba Ministerul Sănătății, ba Consiliul Județean. Unde este interesul bolnavilor? Haideți să ne gândim puțin și eu tot repet, pentru că am vorbit cu foarte mulți oameni disperați ce se întâmplă cu celelalte patologii. Când va ieși spitalul din statutul lui de spital suport COVID? Când va ieși? Ieri a fost o discuție. Deci ieri a fost o discuție la spital. După discuție a fost o conferință, un briefing de presă. Din păcate... Poate s-a schimbat ceva și nu știu eu. Pe nici eu nu știu, că sincer să fiu, n-am apucat să stau pe tot briefingul ăla, că deja era așa o imagine în care stăteai, ziceai, domnule, când ne spune ceva? Nu, dar nu pot, m-ați provocat, a spus ceva apropo de nepotism, de așa... Unde s-a ajuns? Eu vorbeam de clientele politică. De clientele politică. Acolo intră nu doar nepotism. Haideți să vedeți unde s-a ajuns. Deci nu pot să vă abțin. Cred că astăzi, pe un cont de socializare, doamna Oana Bulai, dacă o mai țineți minte, da, vorbește despre mafia PNL și dă exemple. Așa. Deci, guvernanții de la Palatul Victoria nu se lasă mai prejos și au comandat limuzine și mașini de lux. Adevărații baloni PNL sunt gata să cucerească România. De la cine? De la adevărații baroni PSD. Absolut. Să nu uităm, nu se poate așa ceva. Doar să vii ce să model, dai de, model de mașină are președintele Consiliului Județean. Da. Deci, nenumărați îmbogățiți peste noapte au făcut această manevră accesibilă doar celor care aveau pile. Deci, nu se poate așa ceva. Să vii tu să spui... E normal, după ce ei s-au îmbogățit în niște ani și sunt foarte geloși că alții s-au îmbogățit... Gașca PNL s-a îmbogățit mult mai repede. Dar asta e, a avut parte de starea de urgență care a îmbogățit pe foarte mulți, indiferent din ce zonă politică. Eu vă garantez că au profitat marea majoritate. Au profitat și unii și alții. Absolut. Și unii și alții. Revenind, nu, că nu m-am putut abține, am văzut asta, zic, doi, nu se poate așa ceva. Cum poți să vii tu să spui lucrul ăsta? Care ai făcut parte, ești parte acolo și te pregătești să faci parte în continuare. Sau să-ți faci parte în continuare, nu mai știu cum e corect. Este foarte ușor, pentru că ipocrizia nu are limită.
Ipocrizia salvează România. Ipocrizia, nu? Ca și criogenia salvează România. România. Da, să revenim. Dar să revenim la spital. De exemplu, nu uitați că sporul, lumea a uitat, sunt convins, cadrele medicale n-au uitat. Cât de mult i-a iubit guvernarea, cum i-a aplaudat, au fost în prima linie. Dar ei nu și-au primit sporul. Vă aduceți aminte da, de acel spor? L-au primit până la urmă atunci, după scandal. O primă nu, parte. Nici acum nu au primit integral așa cum mi s-a promis. Păi, pot să vă... Să citim puțin, zic, mesagerul, pentru că e Biblia noastră. Cât mi-a costat un pacient COVID la Piatra Neamț? Pe adresă oficială de la spital, mi s-a spus așa, că un pacient tratat la Piatra Neamț în luna a lui aprilie, deci lună full COVID, a costat 8.514 lei. 8.514 lei. Noi am adunat... Așa, grosomodo, fără să fim mari specialiști, toți banii pe care i-a primit spitalul din Piatra Neamț în luna aprilie. De la casa de asigurări, care le-a dat toată suma, ca și cum ar fi tratat pe toate paturile, toată suma contractată le-a dat-o. 5.600.000. Au primit diferența de bani de salarii de la minister. Au primit bani de la Consiliul Județean și au făcut achiziții, măști cu tare, cu tare, în total... fără suplimentul de salarii, 10 milioane de lei. Un calcul simplu. Vezi câți au intrat, câți pacienți ai avut, că dacă vreți vă spun și câți pacienți au avut în luna lui internați 424, din care 335 confirmați COVID. Restul probabil că erau suspecții, știți? Și pilele care stratau. Că chiar au 335 de internați și 424 confirmați. 424 internați și 335 confirmați. Dar mă rog, nu mai contează. Și am făcut un calcul. Cât ar veni per cap de bolnav? Știți cât ar veni? 23.000 și vreo 500 de lei. 23.000 și vreo 500 de lei. De ce e această sumă? Pentru că am avut... medicii, toți la spital teoretic, toți asistenții, care mulți dintre ei nu au participat la efortul COVID. Nu au avut cum. Și i-am plătit. Da, dincolo de asta, decizia inițială de a se transforma în spital suport COVID, mie mi s-a părut o aberație. Am și scris, o tot aberație. Astăzi. Am scris așa. Decizia asta, stați un pic, nu mai... o decizie ciudată. Și trebuie să luăm în calcul că ea a fost o decizie politică. Da, stați o secundă. Cine a tras forile să fie schimbat o decizie deja luată și să blocheze transformarea spitalului din Roman în spital COVID? Chiar și oamenii din Partidul Național Liberal arată cu degetul spre fostul primar Laurențiu Leoreanu, fără a aduce dovezi în acest sens, precizare. Gestul de patriotism local s-ar putea să aibă implicații nebănuite în viitor pentru domnul Leoreanu, vinovat sau nu de această transformare. Și ar fideliza electoratul romașcan, dar l-ar ostiliza pe cel din alte zone în condițiile în care îl interesează județul și probabil că îl interesează. Dar știți care este lucrul cel mai interesant din toată chestia asta pe perioada COVID? Spitalele au avut bani la discreție. Ceea ce pe o parte a fost bine, pe de altă parte pentru că... Întrebarea e ce s-a făcut cu acești asta bani. Era. Asta vreau să vă spun. Mereu ne plângem că nu avem bani și mai ales instituțiile publice, dar mereu se găsesc bani pentru tot felul de lucruri inutile. O să vă dau un exemplu. Am intrat în câteva scări de blocuri și am fotografiat acele dispensare. Da. Și eu am făcut dimineață la o nouă poză. Niște porcării. Plastic. Par de unică folosință sunt din alea de sunt în WC-urile, din parcările pentru tiruri, din... În parcările proaste. Proaste pentru tiruri. În parcările tiruri. Proaste, exact. Nu în parcările... Sunt și eu curios, plus că avem vechi, apropo, de transparența. Vreau să știu și eu. Da, erau transparente, să știți că se vede prin ele. Da, se vede, deci m-am uitat azi dimineață, e transparent, n-avea nimic înăuntru. Nimic. Și n-au avut, ele am înțeles că au fost umplute prima dată, după care ar fi trebuit să fie umplute de către reprezentanții asociațiilor de locatari pentru nu, ce nu am se aruncat putea, pentru că îmi pare rău, nu se putea să fie reumplute, pentru că în caietul de sarcini spunea atât, instalare.
Nu spunea și umplere și... Da. Deci doar instalare, atât. Și service. Nu cumpărare, instalare. Serviciul se presupune deja. Dar serviciul se face direct în centrala termică de unde e patronul care le-a pus. Am înțeles, nu știu. N-am de aici și nedumerirea mea cine, cum și de ce. Adică dar... vreți să faceți o știre. Cine, ce, când, unde, cum. Așa, și cu cine. Și cu cine, cu cine nu, că nu ne băgăm. Da. Da, e trist că se întâmplă astfel de lucruri. Până la urmă, important este cum cheltuiești banii. În momentul în care arunci cu banii, așa cum s-a aruncat și la spital, ce s-a mai întâmplat cu spitalul mobil nu mai spune Iași? Nimic. Adică alocarea, parcă județul Neamț 3,5 milioane de euro pentru ce? Ce s-ar fi putut dăm face? Jos comisionul de măcar 500 de mii de euro, 3 milioane se duc. Ce s-a întâmplat? Pentru ce este făcut acest spital? Vă întreb. Pentru că aș fi înțeles dacă ar fi fost făcut cu o lună înainte, adică undeva luna ianuarie-februarie, dar el acum nu este operațional. Când va fi operațional? Când se va închide pandemia și nu vom mai avea decât un caz pe județ? Da, dar poate atunci face, adună toate cazurile din toată țara și devenim din nou un exemplu național. Nu, că mai sunt și altele. Nu sunt doar în județul Iași făcut... Da, dar vedeți, acum în Republica Moldova a explozat COVID-ul și poate ajutăm. Mă îndoiesc că și acolo sunt niște băieți deștepți care păi pot da, dar ei vin la Neamț. Ei vin la Neamț, nu vă faceți probleme. Și atunci, ca să scoată un ban, duc spitalul acolo și zice, uite că facem înfrățirea într-un COVID. Înfrățirea da, într-un COVID. E foarte trist. Deci noi n-avem bani pentru că îi cheltuim așa cum îi duce capul și interesul pe unii care au acces la mierea de albine. Haideți să vedem. Cum puteau să cheltuie banii cu cap la spitalul din Piatra Neamț când noi am avut 6, chiar 7 directori în da, 3 luni de zile? Asta spuneam la începutul emisiunii. Și directorul economic schimbat. În urma deciziilor politice. Și atunci, cum își permit oamenii ăștia să vină în fața mea să-mi spună, dom'le, știți, noi am făcut totul pentru bolnavii din Piatra Neamț. Da, au cheltuit banii pe un spital mobil. Asta atunci atunci tragem o concluzie. Ca să nu mai vorbim că în toată această perioadă, bolnavii din Piatra Neamț, exceptându-i pe cei COVID pozitivi, nu au avut acces la spital. Nu au avut acces la servicii pe care nu le puteau găsi nici la Bicaz, nici la Roman. Și pe care le plătesc prin contribuția pe care o plătesc. Exact, exact. Deci eu înțeleg ridicarea unor drepturi cetățenești pe perioada stării de urgență, pe perioada stării de alertă. Dom'le, dar dacă eu îți plătesc contribuția aia la sănătate, pachetul ăla pe care l-am, de ce nu ăla mi-l dai? Minoritar. Ăla minoritar. Basic. De ce nu mi-l dai? De ce mi-interzice accesul la el într-un spital cum este cel de la Piatra Neamț, care era atât de simplu de el este pavilionat de acum. Ce era mare lucru? Da, probabil că se așteaptă construcția spitalului cu 11 etaje care va salva județul Neamț. Nu. S-a bifat un spital nou, deci cel de la Iași, deci promisiunea electorală este îndeplinită. Da, din câte știu eu, au fost alocați bani pentru studiu de fezabilitate. Numai vreo 20 ceva de milioane. Da, aproape 5 milioane de euro. De 21 de milioane. Ce s-a întâmplat cu acei bani? Păi noi am scris că studiul nu s-a mai putut atribui, că s-au găsit nereguli majore în procedură. Și acum probabil se face o altă procedură. Deci, e ca aia cu olteanul care săpa o groapă. Ce ne facem cu pământul rezultat de la săpare? Ce întrebare idiotă. Păi săpăm o altă groapă. Altă groapă, da. Așa se întâmplă și aici. Care e problema? Am avut spital pe vremea domnului Ștefan, pe Cozla, undeva. Am săpat o altă groapă și am avut un spital pe undeva la ieșirea spre Roman. Mai săpăm o groapă, avem nu știu câte spitale la spital. Noi vorbesc. Și acum n-am mai săpat nicio groapă, avem spitalul de la Roman pe o chestie betonată. În schimb, avem două cimitire care amândouă se declară cimitire închise, adică nu mai au locuri. Avem nevoie de al treilea. Este singura zonă în care chiar tot sunt convins că aici va exista unanimitate în atribuirea
funcționării unui, pentru funcționarea unui cimitir. Va fi o problemă cu terenul. De la cine să achiziționeze terenul? Vechea poveste în județul Neamț. De la cine achiziționăm? Terenul? Cine face schimbări exact. De terenul? Cui dăm banii? Bun. Ați venit cu o propunere constructivă. Hai să vedem, domne, facem... Poate ne aude cineva de la primărie. Mă îndoiesc. Da, că... Nu, de auzit poate nu... pe dumneavoastră. Nu, de auzit ne aude. Da. Nu, de asculta ne ascultă, de auzit nu ne aud. Nu ne aud. A, așa. Deci poate ne aude cineva. Și sunt și alte modalități. Eu mă uitam acum pe studii foarte serioase. Unul chiar făcut la noi, la Academia de Studii Economice. Care spune așa, previziunea cea mai optimistă în Uniunea Europeană, în turism, Horeca este da, legată... E o componentă importantă așa, din turism. Pierderea lunară va fi de 1 miliard de euro. Pierderea lunară. Și tot în același studiu spun așa, ce au făcut alte țări ca să ajute domeniul ăsta? Dom'le, pe alte țări nu că fac de acum încolo, chiar au făcut ajutori, le-au anulat impozitele la stat, 6 luni fără impozite pentru cei care își continuă activitatea. Au redeschis traficul aerian, au creat facilități pentru turiști. Adică ați văzut, de exemplu, Grecia, în caz de îmbolnăvire, suportă statul. Suportă statul da. Grec. Deci asta înseamnă asumare. Exact, înseamnă sprijin pentru oameni, pe când noi ne-am dorit să-i închidem din nou în casă, să-i băgăm în starea de depresie, în care, uitați-vă, deci în momentul de față se invocă problema stării de sănătate și atunci când se vorbește de prelungirea stării de alertă. Bun, de ce facem alegeri în septembrie dacă suntem așa îngrijorați pentru sănătate? De ce ne grăbim să facem alegeri? Pentru că este un blat, domnul. Pentru că este un blat. Pentru că este un blat politic. Este un blat politic. Și de acest blat, eu nu știu cine l-a croșetat. Dar este clar că de el nu profită decât L-a croșetat interesul. Două partide. Unde coincide interesul celor două partide? Deci, cele două partide mari. Ăștia sunt cei care au acest interes. De, vorba dumneavoastră, avem pandemie? Avem situație de infectare comunitară? Nu facem alegerile. Bun, dar ce ne facem dacă nu facem alegerile? Bun, atunci nu avem stare de alertă, să înțelegem și să stopăm starea de alertă, oamenii să reușească să meargă din nou la muncă, că să aibă din ce trăi, și atunci să facă și alegeri. Este ok. Sau să găsească soluții pentru alegeri care să pentru nu necesite... Oricum, perioadele electorale sunt cele mai nocive pentru societate și pentru economie. Uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite. Și acolo este vorba de o perioadă electorală în care lucrurile au scăpat de sub control. Și unii și alții, și republicanii și democrații, și-au încurajat, au instigat electoratul, iar acum nu mai pot controla împreună ceea ce se întâmplă în stradă. Eu mă uit ce se întâmplă acolo și mi-aduc aminte de perioada 33, 34, 35, 36 prin Germania. Bun, cum să dărâm, chiar... domnule, statuia lui Cristofor Columb? Bun. Deci este o prostie, nici nu știu, nazistă, marxistă, cu neo în față. Dar ce deci... să mai spunem că a fost retras filmul pe aripile vântului? Nu mai discutăm! Pe care, pentru noi, cel puțin generația noastră, a fost un film de referință, este o capodoperă a cinematografiei. Și cu prima actriță de culoare premiată în Statele Unite, acolo, pentru rol. Exact. Deci nu se poate. Să vine doamna Pelosi. Am văzut aseară, doamna Pelosi, că nu pot să mă exprim altfel, și spune așa, trebuie să dărâmăm statuile generalilor confederați și așa, de la noi de aici, că vedeți, doamne, ăștia sunt retrograzi. Păi, femeie, așa asta vrea să fie președinte al Statelor Unite. Bine, nu e o problemă, că dacă o compar cu actualul președinte... La asta duce populismul. La asta a dus populismul și în România, și în Europa. Și să știți că după ce am văzut declarația ei, mi-am reconsiderat total părerile despre doamna Dăncilă.
Deci, sincer, deci mi-am reconsiderat toate părerile. Nu, deci doamna Dăncilă măcar avea curaj. Ea pleca în timpul imnului, n-avea nicio treabă, adică avea și personalitate. Ea ținea la trecutul poporului ei, cum adică? Absolut, și putea să confunde și steagurile, deci, și semnele, da, și da, o făcea cu naturalețe, nu pe niște chestii din astea construite, neomarxist, neo, nu știu ce. Nu, domne, ea era naturală, de la, cu naturelul simțitor de la origine. Despre ce vorbim? Da, dar despre mă de bine. Vă refereați și la doamna Pelosi. Da. Am înțeles. Sper ca viitorul ei în politică să fie deci, mort. Nu, dar te sperii. Te sperii. Mai rămâne să ardă scenariul de la pe aripile vântului în piața publică, să scoată coliba. Apropo, știți că nu se mai reeditează în America coliba ochiului Tom? Coliba ochiului Tom, da. Huckleberry Finn, nu Huckleberry, negru acela, Jim din Cartea. Jim din Cartea. Da? O să se interzică și Mark Twain în sensul ăsta. Adică, până la urmă, să ajungem acolo. Păi o să ajungem. Se pare că acolo ajungem. N-aș vrea să fim din nou Mama Omida aici la emisiunea asta. Da. Din păcate, întotdeauna am avut dreptate când am vorbit despre lucrurile astea aici noi doi și iată că ele chiar se întâmplă. Bun. În realitate. Haideți să încercăm să terminăm, să încheiem emisiunea. Deja? Hey. Mai avem, dacă vreți, până la ora 2 putem sta în continuu, numai să nu se încingă sculele și să nu ne trezim cu manifestații în față, dar în rest n-ar fi o problemă. Haideți să vedem, totuși, să ne punem în situația unui mic comerciant. Eu nu știu, ați văzut vreo inițiativă undeva în județul Neamț în care o administrație publică să vină să spună, bă băiatul, vină încoace, hai să vedem ce putem face pentru tine. Că de fapt ăsta e rolul administrației publice. Da, n-am văzut absolut nimic. Din potrivă, orice solicitare se lovește de un perete, de un zid la administrația publică. Nu există niciun interes pentru a salva din punct de vedere economic. Nu există interes sau nu există... Tință. Nu, cred că e foarte multă aroganță, e foarte multă indiferență pentru problemele pe care le au oamenii. Sunt, gândiți-vă doar ce a făcut apariția unui mall sau a submarilor supermarketuri, câți dintre antreprenorii locali pur și simplu au dat faliment. E o perioadă în care ar trebui stimulați cei comercianții și producătorii locali. Nu văd niciun fel de sprijin. Îmi pare rău că nu pot să vă duc să vă arăt cum sunt stimulați micii producători. Această, să se spunem, clădire care acoperă numita piață centrală din Piatra Neamț este plină numai de comercianți în interior. Și vine câte o femeie cu 15 legături de salată, 10 legături de ceapă verde, niște pătrunjel și îl întinde pe jos, aici în față. Da, pentru că nu are bani să plătească da, o tarabă. Nu că nu are bani, nu sunt tarabe libere. Și dacă ar fi la prețurile la care da, sunt, deci, numai intermediarii pot plăti. Și sunt luate la 3 păzești de cei care vând flori, pentru că ei sunt potenți și au bani. Păi, dar ne încurci aici, ne stai în cale. Este incredibil. Da, pentru că nici acum nu este rezolvat acel lanț integrat de la producător până la retailer. Nu există un sistem de colectare, nu există un sistem de depozitare. Mă uitam, cineva a făcut o platformă în județul Neamț pentru micii producători. Sunt o groază de producători. Sunt. Ei n-au unde să-și desfacă marfa. Unde este sprijinul administrațiilor publice locale, primarii din comune, primarul de municipiu, de județ, primarii de orașe, capitală, primarii de orașe. Unde este implicarea lor pentru a sprijini? Pentru că nu e suficient să faci o piață, să pui o taxă la tarabă care să-l îndoaie pe cel care vine să vândă acolo. E adevărat, gândiți-vă că sunt foarte mulți producători care nu au cum să și producă, să muncească și să și vândă. Să și vândă. Da. Vor fi inerent, niciodată nu vor dispărea intermediare, pentru că asta înseamnă libera circulație a mărfurilor, libera circulație, asta înseamnă comerțul. Dar găsește soluții și e foarte simplu.
Dar nimeni n-are interes să stimuleze producția locală. Am fost zilele trecute undeva spre Ardeal și am oprit într-o comună, într-o fostă stație de autobuz. Primăria a amenajat acum, foarte simplu, niște rafturi și niște mese și toți cei care aveau de vândut ceapă, usturoi, ce aveau, veneau și vindeau acolo. Și m-am oprit, nu prea vorbeau bine limba română, dar mă descurc și am întrebat, plătiți ceva? Nu, aici ne-a spus ca să putem vinde, să nu mai ieșim cu marfa în fața casei, ca să nu încurcăm circulația. Aici este și loc de parcare, 2, 3, 4 mașini. Și vindeau. Revenim la interesul administrației locale. În mic. Da, exact. Dar micul ăla, să știți că e foarte important pentru oamenii aceia. În primul rând, sunt securizați, nu mai stau pe marginea drumului. Exact. În al doilea rând, nu mai sunt supuși polorii, praf. Deci lucrurile se organizează foarte simplu. Asta este motivul pentru care profit de invitația dumneavoastră astăzi. Și fac un apel la domnul primar Chitic să analizeze puțin această idee a olandezilor, aceea de a transforma parcările pe care le au unele restaurante în terase, pentru a-i salva pe oameni, pentru a salva și locuri de muncă. Și pentru a face și un serviciu pentru populație până la urmă. În primul rând, gândiți-vă că toți cei din Horeca sunt muritori de foame acum. Au 3 luni de când n-au produs nimic. Și în continuare stau cu restaurantele închise când ar putea să-și scoată în parcare, dar asta să nu însemne un dosar care va fi aprobat pentru astfel de terasă peste 6 luni de zile. În mod normal ar trebui să fie o decizie pe loc, de mâine, absolut, în anumite condiții. Mai ales există experiență în primărie. Nu încălcăm condițiile de igienă, nu deranjăm traficul. Dar se poate. E o decizie simplă. Și există experiențe. Sunt terase care au fost foarte rapid autorizate și în locuri mai sensibile. Deci și nu... pe zone de patrimoniu. Și patrimoniu. Deci există experiență pentru a fluidiza, ca să spunem așa. Da, da. Mă îndoiesc că există și condițiile în care au obținut acele terase autorizările astăzi, când nu mai au de unde și ce să dea cei din Horeca. Vorbiți de fluidizarea capitalului acum. Exact, fluidizarea capitalului. Da, reîntoarcerea capitalului. Cred că de fluidizarea capitalului se ocupă APA Servo în perioada asta. APA Servo se ocupă de multe alte lucruri în perioada aceasta. Deci, în primul rând, APA Servo probabil se ocupă de asigurarea unui flux de clienți noi, pentru că încet, încet rămâne cam cu jumătate din clienții din județ, ceea ce, da, nici nu știu dacă e de bine sau de rău. Mai facem economie de apă în zona... O să aflăm. O să aflăm de la cine? De la viața noastră de zi cu zi. Da, să vedem ce mesaje avem în plus. Și că suntem salutați de domnul Crăciun, domnul Gorea, domnule Valentin. Soluția e simplă. Pus punct la această pandemie a prostiei. Deci, și reluată activitatea. Iulia Vântu Tănăsescu. Cum au votat ieri colegii dumneavoastră în Senat? Mă refer la impozitarea pensiilor speciale. Care colegi? Care colegi? Nu știu, ai dumneavoastră. Probabil că ai mei. Sorin Cazan, da, contra impozitorii. Apropo de ce spunea doamna. Vorbeam de blatul politic între PSD și PNL. Gândiți-vă alegerea primarilor din 2 tururi. Ani de zile am auzit, da, când vom veni, vom alege primarii din 2 tururi. A căzut. Eliminarea pensiilor speciale. S-a ajuns la concluzia că, de fapt, pensiile speciale, dacă ar fi eliminate, ar fi neconstituțional. După aia s-a venit cu soluția, domnule, hai să le impozităm. Diferit, normal. De la 5.000 de lei în sus un impozit, de la 100.000 de lei în sus alt impozit, de la 10.000 de lei în sus alt impozit. Dar lucrurile nu se întâmplă. Vorbim de pensiile speciale, e un fel de meci de ping-pong între cele 2 poluri politice. Da. Prelungirea stării de urgență înseamnă falimentul nostru al firmelor mici.
Nu prea înțeleg eu asta cu prăjiturile negresa din cofetărie, dar probabil că are o legătură. Probabil că vor fi interzise aceste prăjituri. Nu se vor mai putea numi negrese. Dar nu putem să spunem nici prăjitura cu cremă albă. Nu, putem să-i spunem muffin, de exemplu. Adică putem împrumuta niște termeni americani, dar care să nu conțină nigger, să nu conțină black, să nu conțină românescul negrese. Bun, și deci nu mai putem să facem nici... Nu. 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 Da, am înțeles. M-ați blocat la o antinelă ca să nu mai vorbesc. E un soi de cenzură, să zicem. Da, bun. Revenim serioși la emisiune. Am fost serioși, deci, tot timpul. Domnul Chitic, aveți o propunere de la domnul Liviu Arbus, care nu e o propunere de la mine. Este venită via Olanda. Este venită din realitate. Se poate. Toți cei din Piatra Neamț, chiar din județul Neamț, este o decizie care poate fi luată nu numai la Piatra Neamț, în tot județul și în celelalte orașe. Restaurantele care au posibilitatea. Avem și chiar, parcarea și chiar dacă... de la Ceahlău, parcarea de la Central. Dar aici vorbim de doi monștri. Bun, eu am dat două exemple. E foarte adevărat. Gândiți-vă că parcarea, de exemplu, cred că ieri am fost în parcarea de la Central, da, Central, era goală. Măcar partea aceea. De ce să nu-i dai posibilitatea să facă o terasă în această parcare? Pentru că oricum în restaurant nu au voie. Același lucru este valabil pentru mici antreprenori. Mi s-a tras o palmă, ca să zic așa, online. Era timpul. Domnul Arbuz e mai perspicace, a fost o glumă, evident. Asta eu nu prea mănânc negrese. Nu consum negrese. Asta e. Da, nici eu. Da, deci acolo s-ar putea face. S-ar putea face bine. O să zic că cineva, băi, ocupăm toată parcarea, nu mai avem unde parca. Dar nu-i vorba de toată, că bănuiesc că, de exemplu, la Hotel Central sau la Hotel Ceahlău nu o să ocupe niciodată toată parcarea, că n-au atâția clienți. Cu niște amenajări minime am avea și câteva. Sunt locații mici. Uitați, în Mărăței avem câteva locații în care s-ar putea, cu amenajări minime, să facem niște lucruri. Mărăței, deci avem, uitați, niște centrale termice părăsite, rupte, sparte. Bun, asta e un alt business al primăriei, să nu intrăm... Deci, subiectul central este, este o pagină în Mesagerul, ultima pagină, da. Vine o guvernare, dărâmă centrale, vine alta, le vinde, vine cealaltă, le revinde. Este o întreagă discuție cu Pro-România, care are sau nu are senatori în Senat, votează sau nu votează cu PSD-ul pe mesajele care le primim. Dumneavoastră încă... De câte știu eu, Pro-România nu are grup. Păi nu are. Asta spune domnul Crețu Laurențiu. Pro-România nu are senatori. A fost vot întors în Senat. Apropo de pensiile speciale. A. Da. Bun. Cred că s-ar găsi și alte soluții de ajutorare a oamenilor aceștia care lucrează în domeniu. Soluții sunt... Dacă s-ar aduna capetele... luminate, mai puțin luminate. Pragmatice. Așa. La o discuție, la o masă rotundă, cum or vrea ei, cu distanțare fizică, că aici trebuie să punem distanțare fizică între politicieni, nu distanțare socială. Deci cu distanțare fizică. Da, dar vor fi inteligența asimptomatice. Da, asta am înțeles. Și a fost genial. E un pericol foarte mare. A fost genial, domnul Popescu. Cristian Tudor Popescu, da. Cu inteligența asimptomatici, dar da, ar trebui... Câtă dreptate are. Ar trebui. Normal că are dreptate. Normal că are dreptate. Gândiți-vă, apropo de discuția pensii și alocații pentru copii. Alt ping-pong politic. Aduceți-vă aminte cum țipa Psigartău, secretarul liberalilor. Noi am dublat, deci, alocația am, la copii. Am aici asta, dar și... Tarzan, Jane, Tarzan. Bun. Acum se abține. Nu mai votează pentru... S-a abținut, pentru că ea a trecut, e plecată la promulgare la președinte. Vorbim despre mărirea pensiilor. Păi, avem niște legi. Legi votate, promulgate de domnul președinte Iohannis. De ce nu sunt respectate?
O să ne spună că a venit pandemia și nu avem bani, dar avem bani să dăm pe spitale mobile care nu vor fi folosite la nimic. S-au promis acele măști, 30 de măști pentru fiecare persoană. Înțeleg că s-a ținut licitația, a fost anulată. Ce se va întâmpla? Deci că a fost promulgat, se va da pe toată perioada pandemiei, dar nimeni nu spune cât e perioada pandemiei. Păi nu, stați puțin. Pentru acel sistem de lege a fost promulgată cele 30 de măști. Pentru, în baza legii, da? Da, 2 milioane. Dar vorbim de achiziții. Pentru că nu s-au înțeles nici acolo. Au câștigat, am înțeles, 3 firme, dar au fost cele care trebuiau și s-a anulat licitația. În asta, în sistemul ăsta trăim de 30 de ani. Amânăm licitații până câștigă cine trebuie. Nu contează că în timpul ăla oamenii sunt obligați să aibă mască. Nu contează că în timpul ăla oamenii se îmbolnăvesc și mor. Nu contează. Sunt pierderi colaterale pentru politicieni. Uitați-vă spitalul, uitați-vă sistemul cu măștile. Toate sunt doar retorică politică. Foarte mișto expresia pentru anumiți politicieni, inteligența asimptomatici. Mi se spune. Da, nu mi-aparține, este licența, e un citat din CTP. E licența domnului Popescu. CTP mai are câteva citate zilele astea extraordinare, dar n-aș vrea să insistăm. Să nu le reproducem, vă rog frumos, pentru că după aia o să mâncăm negrețe. Da. Domnul Liviu Harbuz, este ora 9:20, oră la care trebuie să ne oprim și putem să continuăm noi discuția, dar ne întâlnim joia viitoare dacă lucrurile... Este ora la care ne trezim. Ne trezim la realitate. Dacă ne trezim la realitate, s-ar putea să nu mai oprim emisiunea. Vă mulțumesc că ați, eu vă mulțumesc că ați venit în emisiune. Vă doresc cele bune. Stimați oameni buni, sper că ați văzut că pot exista soluții. Condiția este să existe și dialog, să existe și dorință și să treacă peste interese meschine. Dacă nu se întâmplă acest lucru, vom merge mult și bine înainte, nu știu dacă cu pandemia de coronavirus, dar cu pandemia de prostie politicianistă și administrativă în mod sigur. Ne oprim aici, vă zic o zi frumoasă și bună!